mulțumesc și mulțumesc pentru această oportunitate și mai ales pentru decizia de a aborda acest subiect în plin proces de reflecție și la nivel de guvern legat de modul în care putem crește performanța administrației, inclusiv prin creșterea calității actului administrativ. Abordați, pe de altă parte, dincolo de chestiunile procedurale de performanța administrației, abordați astăzi un subiect care, după părerea mea, este cheie, problema integrității în actul administrativ și în serviciu public în general. Și este un subiect, lucrurile se leagă, un subiect pe care o să-l abordez tangențial și peste o oră și ceva la bilanțul DNA, pentru că dincolo de ceea ce fac instituțiile statului pentru combaterea corupției ex post, deci după ce actul de corupție a avut loc, identificarea lui și pedepsirea celor în cauză, cred că trebuie să ne concentrăm mult pe prevenirea corupției, inclusiv în administrație. Și după părerea mea, pentru aceasta e nevoie de obiectivitate în actul administrativ, de transparență, de profesionalism și de claritate în actul administrativ. Și acestea sunt câteva din subiectele pe care vrem să le abordăm și în reforma administrației pe care o pregătim sau a cadrului legislativ, procedural pe care îl pregătim. Domnul ministru Tudorache o să intre probabil mai mult în detalii legat de acest subiect. Sigur, problema integrității este una de atitudine, în primul rând, deci aici avem nevoie și de educație societală, să spun, care poate să se facă sau prin voința celui în cauză sau se întâmplă în ultima perioadă și prin presiunea publică, prin presiunea societății care cere oameni integri și care lasă spațiu de manifestare celor care până acum nu și-au găsit locul în structurile administrative sau decizionale, în unele cazuri probabil tocmai pentru că erau prea integri și nu răspundeau la anumite comenzi. Și cred că aici e în primul rând un pas pe care trebuie să-l facem în schimbarea mentalității și eu sunt convins și o știu din experiență că avem oameni integri care sunt și profesioniști, dar ei, lor trebuie să le facem spațiu ca să se poată manifesta și să le acordăm încredere nu doar formal pentru a da bine în anumite rapoarte, ci chiar să avem încredere că un sistem poate să funcționeze bine pentru toți atunci când în fruntea lui sau la comenzi se află oameni integri și profesioniști. Sigur, noi insistăm mult pe integritate, nu-i suficient să fii integru ca să fii performant, trebuie să fii și profesionist, pentru că mai putem avea și astfel de cazuri când mergem doar pe integritate și dacă oamenii nu performează acolo unde sunt puși, pe urmă dăm vina pe faptul, uite, n-ați vrut oameni integri și uite, oamenii voștri integri nu reușesc să performeze, deci lăsați-ne pe noi, că noi știm cum funcționează lucrurile. Deci integritate și profesionalism și din acest punct de vedere avem nevoie de resursa umană care să fie formată și care să aibă curajul să-și asume responsabilități. Și eu mai cred că pentru ca oamenii integri să-și asume responsabilități în administrația din România, avem nevoie și de claritate, de obiectivitate și claritate în actul administrativ. Pentru că atâta timp cât procedurile nu sunt clare, cât legile nu sunt clare, cât legile sunt interpretabile, un om considerat integru poate să le interpreteze într-un anumit fel și altul de lângă el o să le interpreteze în alt fel și poate chiar cel integru să fie pedepsit pentru că l-a interpretat în felul în care a făcut-o. Și la acest lucru ne gândim cum să facem pentru ca în administrația din România, fără să birocratizăm în intern prea mult procesul sau actul administrativ sau procesul decizional administrativ, să avem proceduri cât mai clare pentru ca oamenii care, potrivit unor funcții de conducere pe care le au, trebuie să-și asume anumite decizii, să poată să o facă într-un mod foarte clar și conștient.
Am avut remarca unui expert cu state lungi într-o administrație performantă la nivel european și care a făcut o analiză a funcționării unei agenții de plăți din România, unde a constatat că pe pașaportul de semnături la noi sunt vreo 6 sau 7 care semnează, dar a constatat discutând cu ei că practic la urmă nimeni nu își asumă nicio responsabilitate, tocmai pentru că au semnat foarte mulți. Ei, pe când într-o administrație performantă ai una, maxim 2 semnături, cel care redactează documentul sau decizia și cel care și-o asumă ca și responsabil, și decizia e asumată conform unei legislații clare, conform unor proceduri administrative foarte clare și sigur pornind de la competența celui care redactează documentul și cel care și-l asumă apoi semnând. Cred că și aici avem câteva evoluții de înregistrat pentru a crește încrederea în administrație, atât din partea cetățenilor, cât și din partea celor care sunt chemați să vină să lucreze în administrație. Și în acest context, după părerea mea, integritatea trebuie să meargă în paralel cu competența și cu claritatea în administrație, dacă vrem performanță și dacă vrem în cele din urmă o încredere din partea cetățenilor în stat și în structurile sale administrative. Dragoș o să detalieze cu siguranță aceste lucruri. Mulțumesc!